Bine te-am găsit la acest episod din Amostare. L-avem alături de noi astăzi invitat pe bunul nostru prieten Dragoș Uteo, care vinde tricouri la diferite trupe pe sumă fixă, din câte am înțeles. Vrem să mulțumim întotdeauna mulțumim prietenilor de la Sound Creation. Până la sfârșitul lui martie, aveți grijă, până în martie o să mai aveți reducerea de Amostare, pe urmă găsim campanii pe care să le facem împreună, giveaway, ori chestii de genul, nu ne părăsesc. Dar reducerea până la sfârșitul martie. 10% Amostare la toate produsele. Vă pup, vă iubesc, nu mai îmi scrieți fetelor că sunt căsătoriți. Doamne ajută! Hei, salut! Te-am văzut acolo. Bravo! Story time! Bine ați venit la un nou episod din Amostare. Suntem în renovări, am găsit un sediu nou. Mulțumim oamenilor care ne-au trimis sedii și mesaje. Sedii? și mesaje de încurajare și au făcut posibil mutarea noastră în acest nou sediu. Este un pic mai ad hoc ce se întâmplă, de asta aveți un pic răbdare cu noi până învață studenții care lucrează moca pentru noi. Hai, hai, păreți vii! Că oricât de mult îi batem, nu învață. Nota 4. Da. Alături de noi îl avem pe un mare pișichier, bunul nostru prieten Dragoș Uteo. Discutabil. Numele sau că e bun prieten cu noi? El este, dacă mergeți la unele concerte, el vă vinde tricouri și vă îmbârligă să cumpărați tricouri și de asta am zis să-l chemăm aici. Vinde tricouri din aia cu, cum îi spune la de băuturi cu vitamine. Ce? Avonul vitaminelor. Cum îi zice ăla? Nu știu. Nu funcționează creierul astăzi, prieteni. Herbalife. Așa... Herbalife, da, da, da. Vinde tricouri cu Herbalife. Dar tu nu ești chiar la ceva chestie de genul? Nu. Nu. Numai. Numai. Că ți-o ocupa într-o vreme de căcat de genul. Ce? Nu mă ocupam, pur și simplu aveam un PFA pe emoi. Hai și tu un pic mai aproape de masa asta. Dar nu vreau. Păi mă întorc așa. A, dar nu trebuie să te uiți la mine. Chiar aș prefera să nu te mai uiți la mine. Fac gât de lup. Spune-ne, Dragoșu, teu... Ce, stau rău? Cine ești? Nu, și... atunci nu te mai uita așa la mine. Stai că întrebam invitatul. Scuză-mă, mă gândești, am știut. Ești foarte emoționat, e prima oară când fac asta. E prima mea. Spune-ne, Dragoș, cine ești și cum de te-ai rătăcit în noul nostru studio, nu-i așa? Salut, eu sunt Dragoș și mă ocup cu tot felul de prostii. Dar cum mă cunoașteți voi, merchandise la Dirty Shirt, cândva la Luna Amară, de câteva ori la Implant pentru Refuz, trupele acest plac ție foarte mult. Absolut toate trupele pe care trebuie să le prezentăm noi la Dirty Shirt Fest. Și cu cine am mai lucrat tot felul. Și-am făcut tot felul. Și am fost la munte și mi-a plăcut. Ce și am mai fost la munte și mi-a plăcut. We Are Numbers de câteva ori. Uitind de Nova, un turneu. Enter și Cari. Păi da, Demiur, da. Demiur. Un concert. Cum îi zice? Că mai furau trupele din Cluj și duceau. Mă mai duceau, așa. Și activitatea ta principală acum este să vinzi bere în Quantic. Așa este. În momentul de față lucrez ca și barman în Club Quantic din București. Dacă sunteți din București și vreți un shot gratis, unul numai, unu. Câte ai voie să dai? Câte plătesc? Trebuie să le plătești? Păi normal că le plătesc, că doar nu vreau să-mi iasă minus de stoc. Păi tata, n-ai niciun fel de beneficiu că așa, cred. Deci cine, care ești din București, mergeți unde se dau shot-uri gratis. Cam înțeles care e salarul mare și teu. Păi da, atunci care e beneficiu că lucrezi în bar? Numai că îți dă bani că prestezi serviciile alea. Dar tu de ce lucrezi? Dar da, eu nu dau. De eu, drag? Da, bă, să știi că da. Bine, și eu lucrez de drag, chiar îmi place. Dar eu nu dau cu shot-uri, știi? Să zic după ceva cu instalare, shot-uri, să scriu un chat. Eu dau shot-urile de drag. Da, în același timp, tu chiar bei la muncă. Eu? Da, uite, eu nu beau la muncă.
Unde beau la muncă cu aia meu? Lucrezi noaptea, nu bei? Nu. Și măcar ai un, o scutire. Adică nu plătești 100%. Evident, dar... am reducere de personal. Care e reducerea de personal în cuantic? Adică tot mai dă afară din ei. Nu aș putea să vă spun. N-ai voie. Dar asta e numai la tine sau ce? No, la toată lumea. La toți colegii? Da, da. Da, cam toate barurile în care lucrezi ai... 40%? Nu, ai o reducere. Fiecare diferit. Sau poate poți să iei la preț de achiziție, știi? Și care e barul unde ai avut cel mai mare discount? În Shelter? Da. Nu, glumesc. În Shelter era 25%. În Shelter era, mi-am luat bere din frigider. Da, în Shelter era, mi-am luat bere din frigider. Cel mai mult cred că la Perform. Când eram mai la... Ce-i? Când eram la backstage, la Perform Space, la cafenea aveam reducere 50%, parcă l-am dat înainte de pandemie. Și aveai și la mâncare și la băutură? Da, da, da. Sunt șanse să mă angajez part-time la Perform, okay, de exemplu, și să nu lucrez nimica. Și să mă duc numai basically ce ai făcut până acum. Păi da, dar nu la Perform. Adevărat. Și să mă duc să primesc bani. Uh-huh. Nu, pardon, reducerea respectivă. Da, acum e 30. Dacă păi trebuie să faci ceva pentru... Când am plecat eu era 30. Măcar să fii acolo. Păi nu, să nu le cer salar, de exemplu. Și să mă duc o dată pe lună și să beau de 30%. De exemplu, să-mi țin un majorat acolo. Ai putea să-ți ții al patrulea majorat? Un la mână, du-te în pula mea. Că majoratul de argint, cum se mai zice. Și cum ai găsit tu păi... motivația asta să vinzi tricouri? Bă, a fost super random faza. Așa. Oarecând, în 2012 oare? Nu, în 2013, că imediat se fac 11 ani, m-a chemat Dirty Shirt să mă duc cu ei în turneu, primul lor turneu european, ca tour manager. Dar adevărul e că eu nu aveam nimic de făcut ca tour manager, pentru că toată lumea deja știa ce are de făcut. Best job și ever. Trebuia doar să exist acolo. Așa că am început să fiu numai pe mărci. Și it escalated. 11 ani mai târziu sunt aici. Și aveai, acolo ai procent din vânzări? Nu, am fi fix. Dacă te-am angajat noi. Da. Să ne vinzi tricouri. Da. Ce tricouri? Și să mă ocup și de gestiune și de astea? Da. 10 milioane. E mult. Noi nu suntem firmă respectabilă ca și aia care luăm. Voi sunteți firmă. Aia am vrut să zic, că nici nu suntem firmă măcar. Nici multinaționali. Nu. Ba, adică se mai uită oameni la noi, sau ci că se uită oameni și din Japonia la noi. Japonia! Scuză-mă. Nu pot să zic Japonia random. Acum mi-ai dat challenge să zic din când în când în episod Japonia, să văd dacă urli. Și atunci ce plăcere genul ăsta de activitate? Bă, da. Îi gândește că m-am plimbat pe toată țara cu Dirty și nu numai și cu Luna Mară. Și afară din țară, m-am dus la festuri mari cu ei. În ce țări ai fost? În ce țări am fost? Ai fost în Japonia. Japonia! N-am fost în Japonia. Japonia! Dar este... este unul din visele lui Adrian, sunetistul de la Dirty Shirt, să ajungem pe Japonia. Japonia! Ce prostie, mă, Paul! Nu-ți e rușine. Și domnul Bilă vrea să meargă în Japonia? Da, Japonia! Tot zicea că ar fi foarte fain să meargă Dirty Shirt să cânte în Japonia. Japonia! Și în ce țări te-ai plimbat cu Dirty Shirt? Ungaria, Belgia, Franța... Germania. Am cam fost. Slovenia. În Slovacia. Așa. Am fost anul trecut la un festival. Pardon. Și atât, că pe Polonia ei au pe dragonul polonez. Ce? Care e un tip din Polonia care vine în locul meu. Ce, ca să înțeleg... am gândit la dragonul. Lui. Nu, că așa e porecla lui. Știu porecla, dar m-am gândit asta la dragonașul. Și uite și acum au fost... Mi-am imaginat că este un dragonaș polonez. Pre-curva. Că este un socol polonez. Da. Terminologia de socol nu e oricum slavonă. Da. Așa că
probabil este câte un socol în fiecare țară. Nu, că am căutat. Și vrei să zici că nu este socol în Cehia? Nu, cântăreț. Singur este. A, tu zici direct performer. Da, și în Ungaria este un DJ socol. Și ce muzică bagă? Florin Salam. Best of. Piscos Ciardaș și e Dirty Dancing. Poftim? Aia înseamnă Piscos Ciardaș, Dirty Dancing. Fekete Ciobo. Știi? Black Sabbath. Fekete Ciobo, nu știu. Dar de ce Ciobo? Că Sabbath... Da, nu știu. Dar nu-i corect. Nu știu, maghiară. Da, nu știu, maghiară, că zi în Mărești. Poți să mai găsești în Mărești. Wow, cine și-ar fi imaginat că ajungem cu podcastul Mărăști? Bă, incredibil, bă! Bă! Toate semnele au fost aici. În Mărăști. Mai ales că și pe generic ai șapca pe care scrie Mărăști. Da. Totul s-a... Wow, super, ne vedem în piață, șmecherilor. Știu de unde este telemea bună. Da, da. Și ți se pare că... Din Mocio. Să nu deviem prieteni. Și murătură, dacă vrei. Vis-a-vis, murătură, da. Da, ieftină murătură. Este, este. Mi-am luat cu 15 lei vreo 7 kg. Dar de ce? Îți dai să câte ți-ai de 10 milioane. Nu? Nu ți se pare că aveți niște hobby-uri de oameni foarte bătrâni? Tocmai v-ați lăudat că știți de unde puteți luați murături. Știu asta de când eram foarte tânăr. De ce? Am crescut vis-a-vis de piață, Mărăști. Da, măi, dar murătura e murătură. Care-i? De ce? Dar de ce nu spui tu murături? Că nu e atât de greu să spui murături. Cum să nu fie greu? Trebuie să iei castraveți de 10 milioane. Nu, iei castraveții de 10 milioane. Așa? Poți să iei bluza aia, să stai pe scaun, Adrian. Este un strică că se rupe. Nu-i place. Nu-i place bluza cu nați. Nu, îți iei castraveți de 10 milioane și mai pui într-un butoi. Și unde ți-e butoiul? Că noi n-avem curte. În batch. În batch trebuie să-l țin. Că bicicleta lui bunicu. N-ai batch la bloc. Eu stau în București și nu am beci la bloc. Păi și când stăteai în Mărăși, mă mâncam ei pula, nu aveai... Nu, că țineam murăturile pe balcon, dar... Păi nu erau murături cu aia, că le erau căcaturile covăsite, că se... Căcaturi făceau... covăsite. Se făceau că sclocea murătura pe balcon. Nu, că puneam coriandru și era ok. Coriandru! Nu, aici unde am crescut eu, unde stătai, că da, are și... Nu știu dacă mai are boxă în beci, dar știu că are o boxă pe scară. Pe frigide. Pe frigide. Are bloc sub butul. Iartă-mă. Vedeți? Ce Japonia. Japonia! Sunt în withdrawal de când nu mai beau alcool. Mi se pare că sunt mult mai rău de când nu mai beau alcool. Da, păi ți-am explicat că nu alcoolul era de vină. Dar nu credeam că lipsa de alcool mă face să fiu și mai muist. Alcoolul ce spui? Te rog să nu mai vorbești. Stai în colțul tău. Da, exact. Ce dacă filmăm de pe camera ta? Oricum e veche. Nu e veche, pare să fie veche. Hai că e hipster. Eh. Cât o costă camera? 10 milioane. Nu mai pun cu gluma asta cu aia să mă bată. Ultima dată, ultima dată. Deci când am avut live-ul cu Amostare, se urla din sală random 10 milioane să mor eu. Să vedem cum să trademarcuim toată treaba. Adevăr că și tu ai fi făcut asta dacă erai în locul lor. Da. Da, nu o să te minte. Așa este. Mare cea căcată care aș urla. Zi-o pe aia cu câinele. Cum i-a făcut prietenul lui Cristian Ciui. Cum găsești bucurie în jobul pe care îl faci? În ăla de barman? Nu în ăla de barman, că acolo mă gândesc mărc? Că până la mea ai 40% reducere și eu aș fi bucuros. Dar nu poți să bea la muncă, mă, nebunule. N-ai băut niciodată la muncă? Nu, evident că am băut la muncă, ce zice nimeni. Am avut ture de noapte. Încerca să te scot. Dar... Crezi că pe ture de noapte... Dar crezi că șefii nu știu, merg no, bine a doua zi. Dar nu poți să fii mort, gen te îmbeți. Da, nu, 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 aia nu. Că nu de îmbătat niciodată nu m-am bătat la muncă. Păi nu, dar tot poate să bea un shop. Minus shelter, lasă frâșelă. Minus shelter. Păi bine, dar shelter-ul a fost administrat de Ciutlău și Balint. Cum vrei cum să nu bei? Cum vrei să trăiești cu Ciotlăuș și cu Balin? Ați văzut toți pe Balin ce urât era când era mai tânăr. Avea sprânceana aia mare ca o midă. Acel lost man. Am intrat în inside-uri. Așa este. Așa o să este. Punem un link cu poză. La sprânceana. Măi, putem să facem o dată și ce zicem? De 100 de episoade în care zicem că punem link, poză sau nu știu ce și nu există. Facem nici. Așa. O să-i trimit poză lui Adrian care se ocupă de edit și
poza cu Balint acum pe ecran. Acum, bun, e un timeline bun ăsta. Să-i mai dăm și mai multe lucruri. Dar îl punem să-l caute. Da. Nu-i dai poza. Și ne tot randează episodul și când vine zic nu asta. Dar ăsta nu e. Dacă aveți un calculator cu mai mulți rami, să-l ajutăm pe fratele nostru Adrian. Că ia 5 ore să randeze un episod. Și apropo de asta, nu mai tot scrieți mie când găsiți chestii nașpa în episod, că eu nu mă uit la episoade. Scrieți-i lui Bacea. Da. Că el pe lângă că se uită, le și pune pe stream să se uite la el, zic ce decalat. Noi ne uităm la el, cum se uită la el. A fost un pic decalat, dar a recunoscut și Adrian problema, n-aveam ce să-i facem. Era imposibil facem, de asta nu-l plătim pe Adrian. Când îți faci treaba cum trebuie, păsculele tale, atunci vorbim. Când randezi episod într-o oră, ăia de la comitii cum pot? Deci, vrei să ne cumperi un calculator, Dragoș? Nu. Din banii mulți pe care ai făcut din mărci? Nu. Că nu fac bani mulți din mărci. Chiar că asta ai zis, că unde găsesc plăcere. Da. Mă plimb ăsta tot pe gratis. Atât? E foarte fain. Da, și am un fi, așa, modic. Dar ți-e frică că dacă ai mărit fiul, nu te-ar mai chema? Ba da. Clar. Și de ce nu-l mărești? O să-l măresc. Tiva. Rini, acum că te uiți la... Nu Rini, că nu știa că se uită Rini. Tiva, dar dă-i mai Miruna mult, dă-i mai mulți bani lui omul ăsta. Miruna. Deci pentru bucuria de a călători și de a interacționa, da, cu oameni. Nu, îți dai seama. Și partea asta de muzică live e una din pasiunile mele vechi. De-aia, uite, și nu la Quantic văd toate concertele. Ai și cântat cu trupele astea pe scenă. Așa este. Ce, la un moment m-a întrebat Dragoș dacă nu vreau, era tot în perform, a fost concert Sonata Arctica. Așa. Și m-a întrebat dacă nu vreau să mă duc să stau la mărci. Și stat? Eram, da, coai, hai să văd cum e. Man, da, fiind trupă mare. În ideea în care i-am dat și protocol de el își cumpăra bere de la bar. Că nu știam. Eu nu știam. Nu știam că am protocol și la sfârșit a venit să-mi dea bani și n-am dit ce. Că ai lucrat. Și eram, coai. În schimb, colega cu care am fost s-a supărat că a primit prea puțin bani. Dar eu nu știam, că, eu nici măcar nu știam că-s plătit. M-a întrebat și Teo, vrei să faci? Eram, hai că vin. Aici nu-ți place Sonata Arctica. Nu, eu o detest. Am vrut. Dar după aia te-ai dus în Germania. Păi m-am dus că... că m-am prietenit cu tour managerița lor. A zice, dar nu vorbește română. Și bă, e foarte fucking greu să lucrez, mai ales dacă e trupă foarte mare și vii și cer tot felul de mărci. Da. Știu că au vândut de, nu știu, cam de vreo 3500 de euro la concertul ăla. Ceva de mărci. Genul, da. Pe da, cu trupele de afară și în general au și scorurile afară, de afară, știi? Da, dar și funcționează mai tare decât, da, decât la noi. La noi nu prea se cumpără. La noi, majoritatea trupelor au și foarte puțin mărci. Că nu, da, majoritatea nu văd potențialul ăsta de venit pe care poți să-l ai în trupă. Bă, e și mai scump. De unde îți acoperi o grămadă de găuri, știi? Nu din... se pare că e mult mai scumpă producția? Adică... În România, ba, s-a scumpit foarte mult producția de... Că și tu, la un moment dat, făceai și tu tricouri. Da, men, dar tu trebuie să compensezi și faptul că ei, pentru trupele care vin de afară, ei din... e și car o grămadă de mărci, da, cu da, ei. Da, dar faze că, uite, multe trupe din afară, și nu numai, și, pardon, și de la noi, tu îți acoperi o grămadă de găuri pe care le ai în turneul ăla din banii de mărci. Sunt multe trupe, de exemplu, care plătesc să meargă în turneu cu cine știe ce trupă mai mare, unde trebuie să plătești 100, 200, 300 de euro pe concert și mergi în tot turneu, tu toată gaura aia ți-o acoperi din mărci. Și ca să cum? De unde mai avans te plătească? Ca să vinzi mult mărci. Ca să poți să vinzi mult mărci, trebuie să ai varietate. Nu că ți-ai trântit acolo două tricouri cu logo și te-am pupat. Yeah, that's also true. A, tu ai stat foarte mult și la festuri, la mărci, nu? A, nu foarte mult. Am stat anul trecut la Rockstad. O să stau și anul ăsta, din câte am înțeles. Fane, dă-i mai mult bani. A fost și la Electric? Nu, la Electric nu. La Electric, la Electric a fost mărci. La Electric, we do not talk about Duminica de la Electric. M-am întâlnit cu șuteul Electric. Atâta eram de lovit încât nu mi-amintesc concertele. E pura și ea pe care îi tragi cu cheia. Așa, o plăjută.
Unde-s? Am dormit la Omo. Era cu șuteu, ne-am dat în roată, că n-ai vrut tu să te dai cu noi în roată. Fucking pussies. Și ne-au prins ploaia. Și ne-au prins ploaia. A fost și vouă frică în roată. Da, dar măcar ne-am învins frica. Se ținea tot de rici, de țava aia din mijloc. Păi și mie mi-a fost foarte frică, dar am vrut să par mai giga Chad. Te-ai descurcat, minunat. A fost mândru de tine. Da. Uite, a fost acum, de exemplu, o discuție între fanii Idols, că au turneu cu albumul nou, cu Tank, și se plângeau fanii că, na, fiind o trupă care a început ca fiind anarcho-punk, nu știu cum să-i zic, așa, și ei au mărci foarte scump acum și nu li se părea ok treaba asta. Păi da, dar probabil că la ei deja nu mai fac ei mărciu, că face label-ul. Care aici e altă chestie, că sunt trupe care preferă... Păi și label-ul e așa label-ul, mai de știi? Underground, din câte știu eu, să Partizan Records sau ceva de genul. Ok. Sunt mulți care lasă label-ul să se ocupe și de producție și de vânzare și atunci ei primesc numai un procent, nu știu, 20-30% din... E mai bine chestia asta. Dar dacă a ajuns trupa depinde la modul ăla în care fac bani oricum... Aia zic, dacă a ajuns la nivelul ăla de mergi cu nightliner sau cu avionul de la un concert la altul timp de un an, sure, nu mai ai chef să te ocupi și de chestia asta. Da, de înțeles. Atunci label-ul își trimite un om cu tine, îi plătit tot de label. Dacă vrei să te ocupi tu în continuare de, da, de producție și de vânzare, nu, că asta e problema cu fanii care sunt dezamăgiți de chestia asta, știi? Că ei nu, probabil că nu știu informația asta și dacă ar ști... Și mai e o chestie, depinde și de costurile de producție. E adevărat. De la pandemie și de la război încoace au crescut prețurile la bumbac super, super mult. Aha, am înțeles. Nasol. Se pare că românul e dispus să plătească mulți bani pe mărci. Din experiența ta. Bă, depinde. Acum, depinde probabil și de orașul în care stai, depinde de situația materială pe care o ai. Evident. Na, am pățit care au venit și mi-au lăsat 150 de lei pe un tricou sau am pățit care au încercat să se țigănească cu mine la 10 lei, știi? La 10 lei? Da. Adică, da, să dea cu 10 lei mai puțin. Păi da, dacă l-ați lăsat cu 150 de lei mai mult înainte, puteai să-i dai cu 10 lei mai ieftin la celălalt. Nu? Wow, au fost în ani diferiți, man, dar da. Tu așa ai făcut la Sonata Arctica sau ce? Nu. Ai văzut un amărât și ai zis... La Sonata Arctica n-am avut timp să respir cu aia meu, așa eram. Da, o cam dat în voie atunci. Da, și-am primit la sfârșit de la tour managerul de la Sonata Arctica, că Cărstin era cu altă formație. Mm-hmm. Am primit un pop socket cu Sonata Arctica și eu nici mai ascult. Nici ei nu cred că mai ascultă. Și l-am aruncat. I-am avut acum recent, a fost horror. Ce? Sonata Arctica. Dar tot timpul a fost horror Sonata Arctica. Nici nu cred că mai știu ce cântă. Sunt un fel de power metal. Dar e aceeași muzică, forever and ever. Da. And ever. Mm. Și uite, hai să zic, care e cel mai mulți bani pe care i-a cheltuit cea la un concert? Dirty Shirt. Și sper să nu fiu eu. S-ar putea să fii și tu, dar nu. Nu, am avut. Dar tu ți-ai făcut comandă totuși. Nu, de atunci, nu? De la concert, de la combinat. Păi uite ce are pe el. Da, știu, are și șapcă și șosete. Cercei. Două șerci, cercei. Ce cercei? Cu dirty shirt. Îți scrie pe ei dirty shirt. Pene de chitară. Pene de chitară. Pentru că, nu, știe toată lumea. Da. Îl folosești tu. A, am primit o pene de chitară. Bravo. 10 lei. Da, men, cer 10 lei pe o pană de chitară. Mi se pare foarte ieftin. Dar asta am zis și la... Șapcă, tricou, uri. Uri. Șepci. Șepci. Șosete, șosete. Nu ți-a luat și CD-uri, parcă. Nu mi-a luat, vinil mi-am luat. A, vinil ți-a luat, da. Eu mi-am luat șosete cu Electric Castle din Lidl. Eu am primit șosete cu Electric Castle. Am primit și eu șosete cu Electric Castle. Eu n-am primit șosete cu Electric Castle, eu am primit șosete cu Blaine Kandinsky. Așa este. Okay. Nu vreau să zic de la cine. Avem un hobby cu șuteu, ne cumpărăm șosete reciproc la concert. Păi cineva să le cumpere, că altfel a purtat aceeași pereche forever. Deodată. Mi se pare foarte cu schimbul, ți le trimite în București. A apărut măci sub formă de șosete. Mi se pare foarte șmecher. Da, e super tare. Eu aștept să se facă șosete de alea lungi, știi, până la genunchi. Avem șosete cu Lordi, cu șuteu, ne-am cumpărat de la concert. Cu Lordi, cu Blaine Kandinsky și cu Dirty. Așa este.
Dracă sunteți formații. Și aveți șosete. Aveți numai tricou ăla obosit. Nu vi-l cumpăr. La șosete s-ar putea să mă prindeți. Acum e un pic mai greu, că nu mai prea beau. Că de obicei când îți bea devin mărinimos. Rezolvăm. Nu, l-am văzut pe șutele la măci, vreau și aia, vreau și aia, Deci după aia merge la bere hard. Da, și o plasă. O plasă tot cu dărți din care am băgat tot. Păi n-am cum să le duci. Am fost la Corce la Laibach și aveau o groază de chestii super dubioase ca și mărci. Bă, mi-e ciudă că am ratat, că atunci când au fost la București, eu am venit la Cluj, când au fost la Cluj, era la București. Invers. Da. Laibach. S-au nimerit, aiurea. Șase. Ce? Nota pentru formația aia. Foarte rău. Păi cel mai nașpa mărci pe care l-am văzut vreodată a fost în Perform, când au venit aia de la Venom Inc., dar cred că am mai pozitiv dintre asta, și vindea un pedalier stricat. Lol. Numai că l-a folosit unul dintre ei și cereau, nu știu, 200 și de lei. Da, men, da, uite, de exemplu și când alaltieri la Quantic a fost ăsta uniți pentru Johan, da. Și-a pus Sergio un cine l-a folosit de el în Dirty între 2022-2024, i-a pus pe tăi să-l semnăm pe și s-a făcut licitație. Da, mă, și s-a luat cu 4200 de lei, mă. Un cinel stricat? Nu era stricat. Da, nu, era spart într-o oricum parte. Oricum nu-l folosești dacă e semnat. Da, de asta e și gestul. Da. Cine nu știe, Johan e un prieten muzician care acum a fost descoperit cu tumore la creier și strânge bani pentru operații, în tratamente și pula mea. Da. Nu mă așteptam să ajung la 4200 de ron. Bă, dar noi, îți dai să conceput licitația de la 100 și îi o și pus clipul pe Facebook. 6 minute a durat. Deci doamna aia, țucui gura ei, o stat cu mâna ridicată până la 4200 de lei. Doamnă, eu am... Ce puteți să vinde, tot. Am niște microfoane de vânzare. Două AT-uri 2035. Scondensrez noi. Dacă vreți. Avem și doi băieți. Are AT-ul, dar... Dar nu bate, nu troncă. Mai are vreo 10 milioane. Nu arată rău. Unul dintre ei nu arată rău. Și acum nici nu vreau să le zic. Aici pui poză cu tine. Și să se bată între ei. Care era cel mai frumos? Ăla e visul meu. Dacă ar fi să recomand cuiva să intre în genul ăsta de job, i-ai recomanda să facă treaba asta sau nu? Da, dar nu în România. Mă iert, îmi pula mea. Tu ai toate întrebările despre merchandise, de așa e de... Altceva, nu știi să vorbești. Dar de ce îmi spui la ureche cam căștile puse? Aha, am înțeles, da. O zici că ești rocker, bărăt. Așa este. Nu neg. Aici tai sunetul. Aici, păi, nu de asta am vrut să vorbim despre The Unsung Heroes, la ce înseamnă partea de... Chiar ieri povesteam cu Dragoș despre cât de subestimat sunt o grămadă de oameni care participă într-un proiect, cum sunt băieții ăștia din spate. Da. Cum sunt backing vocals în trupe. Da, dar și oamenii de la tehnic. Oamenii de la tehnic, oamenii de la mărci, oamenii care sunt roadies, care încarcă, descarcă aparatură. Și despre asta mi-am marcat. Până la bucări. Mai puțin, inclusiv acolo e... Mai puțin fane. Popane. Și noi. Nu ne scoate din festival. Noi glumim, fane. Poți să pun muzica anul ăsta? Stai că am înțeles, punem amândoi. Iarăși, și anul trecut trebuia să punem amândoi și am pus nu. Ați spus nu, că ați fugit la cazare, bețivilor. Aia e drept, când i-am cam făcut căcat. Da, pe... Noi când terminam cu mărtul, s-arunce... O piatră ăla care nu s-a îmbătat în fiecare seară. Și tu nu te-ai îmbătat în fiecare seară? Termină, ești un mincinos. Lucram de la 10 dimineața la 3 dimineața. Și după aia? După aia beam două beri, mă duceam să dorm două ore. Păi și ce, nu te făceai căcat din două beri? Nu. Beam tătă ziua, am dat 13 milioane pe apă și pe bere fără alcool. 13 milioane? Păi tu nu aveai protocol acolo. Fane, trebuie să discutăm da, exact. Chestia asta. Stau eu 10 milioane. Să fac ce cald. Dar nu, că iau eu 10 milioane și iau... apă și de astea să le avem noi acolo. Oricum era o căldură la cortul ăla. Bă, cortul ăla mureai. Trebuia să ieși de acolo să mă sucă. Nu știu. Îți dai seama că e început de august. Da.
Da. Cel mai hardcore pe călduri. Eu dacă n-ai ploi sau așa, dai seama, dacă și stai în cortul ăla, nu ai cum să-i faci neapărat o ventilație. Da. Rezolvăm anul ăsta, nu-i bai. Care e cel mai ieftin mărci pe care l-ai vândut vreodată? Gen produs? Sau? Mm-hmm. Păi? Că mi se pare că oricum se poate de crea. Dar pe lângă pene, altcea chestii mai nașpa. Pinuri. Aia cu pinuri. Da, uite, și pinuri. Peciuri. Da, uite, au fost băieții ăștia din... Cum să fiți peciuri? Alea se dau gratis. Nu, e adevărat cu aia. Peciurile scumpe, mă. Peciurile... Mai ales că-s brodate, majoritatea. Da, hai, că broderia te costă. Ce sărăchie. Păi nu-i sărăchie, că uite, e exact opulent. Eu nu înțeleg pe aia care vând sticăre la concerte. Da. Înțeleg dacă ești tu artistul grafic, îți faci tu niște sticărele tale, ia, vinzi un pachet de sticăre, forță. Dar să mergi la concert și să dai o bucată de hârtie cu logo-ul tău, ne... Și am fost la concert unde cereau pe un sticker 5 lei. Da, 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 am prins și eu. Afișe, de ce nu se mai dau afișe? Nu prea să mai dau afișe. Nu știu dacă își mai pun oamenii. Că... Nu, știi care e faza? Că nu prea se... Noi am avut și cu dărte o pardon, de o grămadă de ori am avut afișe și rămâneam cu ele până după. Tăiam slănină. Da, bă, măcar eu făceam asta să mor. E obositor să mergi în turneu cu trupa. Mai ales cu dirty shirt. Bă, cu orice trupă. Cu dirty shirt cred că nu e așa obositor, că sunt niște bătrâni. Bă, nu era... Știi care e faza? Depinde și cât de lung e turneul. Bă, da, normal. Dacă ai o chestie de aia de două săptămâni, îți dai seama că după 8-9 zile deja toată lumea e așa. Dor numai repede câteva ore în hoteluri sau în dubă. Da. Păi da, acum trebuie să are și Dubaia Nouă. Bă, ce faină e Dubaia Nouă. E scris fain numele meu pe e dubă. E foarte fain scris numele tău pe dubă. Bravo. Îmi place fontul. Bă, dar ieri, prima dată când m-am băgat în acea dubă și m-am pus în spate și stăteam așa. Așa, cu picioarele întinse. Wow, ești nebun, picioarele întinse. Picioarele întinse. Bă, știu foarte bine despre ce vorbești, deci asta cu când schimb duba... Când simt Dubai, aceeași. Dar de unde știi lucrul ăsta? Pentru că am fost și eu în turnee, de mi s-a făcut rău. Cu ce? Și cu trupe. Și cu teatru. Cu ce cu trupe? Teatru. Cu formații. Cu Luna Mară, cu Undercover. Da. Bine că știu eu. Bine că ai mergea cu mașinile. Da, da. Mă rog. Da, cu Luna Mară și acum, în vară, am fost la Iași și... nu mergea aerul în duba aia, trebuie să deschizi geamul, deci, și se făcea curent. Cu cine a sortul, Diosi? Da, trăgea curentul pe Mihnea, că e bătrân, și trebuia să închizi geamul, și iar era cald, și iar deschideai geamul. Și... I know the pain. Yes. Și erau toți din cu batic și cu din alea. Cu vată în ureche. Cu vată în ureche. Și în căciulă de rocker trasă peste ochi. Care... Deci el e un produs de mărci foarte scump. Căciula? Da. E ok, uți. Șapca în sine. Șapca e mai scumpă decât căciula. Da, da, da. Și multe și bine, și dacă vrei calitate, îți dai seama că dai un bandă să ai în față. Păi, știu că mi-am cumpărat de la concert de la In Flames ceva... bluză de hockey inscripționată cu In Flames. Mai știu că am făcut și cu dărdea, cu jachete de leam. Dar nu așa var, să zic, cu mare. Da, de astea am făcut noi. Mă, ăsta e tricou, chiar tricou de hockey. Okay. Cât am dat? 65 de euro pe el. Ai, ai, ai. Ai. Da, bine. Da. Tu și dai mulți bani scumpe. Pe multe căcaturi. Și aia e drept. Uite acest podcast. Cool. Las cu meritat șepcile cu... Cu? Cum pula mea zice? Cu CPLM? Ce? Sau care șepci? Da, când îți mai face emisiunea aia? Păi, frâna viitoare. Gata, deja? Normal. Pac. Păi până am găsit sediu, nu puteam... Da. O întreba lumea. Știu. Foarte mulți oameni se întreabă. Doi. Mulți dintre voi ne-ați întrebat? Da. Mai multă lume întreabă când vine Toderici înapoi în episod decât de emisiunea. De oricum nici nu cred că o să mai pun pe amostare. De ce? Că nu mi se pare că se potrivește cu formatul pe care îl avem. Adică nu cred că e neapărat publicul țintă care se uită la... Acum între noi fie vorba că nu ne ascultă nimeni, dar ce public, mă? Aia 50. De pe Patreon. Pe Patreon avem și de aia care nu dau bani.
Am băgat Patreon opțiunea de moca. Bine că eu prost că dau 50 de lei pentru țigările lui Socul. Dar nu, cum îi zice? Țigările mele? Vezi care nu nivelul știe, de implicare? Nu știe care sunt pragurile, nu știe. Că eu l-am primit, o țigară n-am primit. Tu crezi că eu văd banii ăia? Și stai un pic, cum adică este prag de gratis? Păi la ce mai este Patreon? Da, dar nu primesc nimic la pragul ăla. Sunt numai ca un fel de susținere, ca un fel de like. Adică nu le dau nimic, numai la paid membership. La ce zic? Ia mă, amărâtule, că sunt amărât. Dar da, sunt praguri. Sunt praguri. Păi, ziceam că sunt. O mai rămas la de 1 euro? Da. Vai, în capul meu. Sărăcie, bă, sărăcie. Bă, din puțin se adună, adică... Da, chiar, am pus content, nu, am pus... am ajuns content, avem content pe Patreon, să știți. Da, urmează să îi facem upload. Dacă vreți... Eu mi-aș să aplicați. Da, poți să te intri și de pe calculator. Ok. Sau să trimit link-ul. Sau. Jesus. Mai ales că și episoadele avei cu micuțul. Mai sunt alea? Le-ai lăsat acolo? Păi că le-ai scos, mă, nebun. Nu, am scos ce nu puteam să difuzăm. Career ending podcast. Păcat că așa ajungeam și noi celebi. Cum ne-a recomandat nouă să ne organizăm cu merchandise? O recomandă-ne o firmă bună de printuri. Resize Media. Ieftin. Să nu fie... Ieftin și bun. Ieftin, bun, să nu fie calitate toxică. Și să, fie și să și fac profit vegan de vreo 7000%. Adică să fac tricoul la 2 lei și să-l vând cu 80. Iată-mi, bagă ochiul aici. Nu bag ochiul, că îmi dai una cu sticla. Nu vreau să insinuez că... Și acum, disclaimer, ca să nu înțelegeți că nu e o glumă. Nu vreau să insinuez că mi-aș muta producția în ceva oraș cu mulți copii. Mediaș. Mediaș, nu cred că mai sunt copii. O îmbătrânit prematur toți. Eu cred că mai îți dați toți în parcarele Kaufland. E opusul la Lord of the Flies. Ce se întâmplă în Mediaș? Nu mai sunt copii, sunt numai bătrâni. Și nu se omoară între ei. Încă. Deci ăla-i planul. Să ne recomand o firmă. Găsim. De unde să scoatem profit maxim. Găsim. S-ar putea să fie în Baia Mare ceva. Am văzut că funcționează chestia asta dacă cercim chestii în podcast. Da. Efectiv. Te ajută faptul dacă găsești o... Dacă sunteți oameni cu bani care să-mi dați... Și să nu faci nimic în schimb. Fac chestii. Ce vrei să faci? OnlyFans, nu știu. Da, ce vrei să arăt? Genunchii. Am niște genunchi, mi s-a spus că am niște gambe deosebite. Ai niște gambe foarte frumoase. Rog toate femeile să apeleze la gambele mele. Se poate mușca. Eu și Juteu suntem single sau... Ai gambe de fotbalist care s-o retras și s-a îngreșat un pic. Maradona style. Vin cu trabucul pe teren. Dănuț lupul. Dănuț mai spun. Visul era să fiu el maestro, cel mai sexy fotbalist de pe pământ. Da. Da. Dar nu te-ai apucat de fotbal niciodată. Și aia și... El era de pe ăsta canal. Best I can do, ceva jucător de la Ucru. Păi și tu cum ai vrut să devii fotbalist fără să nu faci nimic în privința asta? Nu te uitai. Păi numai fotbalist celebru care nu mai joacă fotbal. Deci nu să devin fotbalist. Ca să nu mai joci, trebuie să și joci un pic. Păi da, da. Tu de mic visai să vii la pensie? Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Era așa pe balcon și ai tată. Aș vrea să fiu fotbalist. Dar n-aveam ce să modele aici, îmi pare rău, că dau Cluj pierde din 1900. Nu știu, că n-am niciun fel de referință. Da. Niciun fel de referință. O să-mi iau bătaie pe stradă. La fotbal. Apoi numai noi să fim amenințați. Mulțumim, Cluj. Aveți niște fani. Super. Echipa e ok. Restul. Da. Tu știai că Socol e liderul Antifa de pe Cluj? Da, am aflat eu. Extraordinar. Am aflat de la ceva băiat din Shadow. E adevărat, sunt liderul Japonia!
Paul. Da. Tu te-ai văzut, te-ai vedea făcând meseria pe care o face Dragoș, că ai văzut ce repede se mișcă. Și asta. Da, men, dar asta se mișcă repede, țaca, țaca, are mi un s-a mai spus. Care... Cine tu ai primul? Venit cu tu ai venit cu ideile să faci tricourile sul cu nu știu ce. Da, el o inventat. La mi-a ce conversație, bă, ce să-l mai întreb? Nici nu mai știu dacă... Știu că prima dată când am fost cu ei în turneu... Nu, cac, de aia nu joci fotbal, graful. Dar ce le-a spus pe masă dacă nu le putem mânca? Ia una vegană. Bine. Tot Mărciu era într-un gym bag de la o geantă de mers la sală. Așa. Ca și banii de la mafie. Erau puse, sper, aiure atâte pe acolo. Și știu că m-am luat cu Rini și cu Robi și am început să le facem așa. Și după aia Rini a venit cu mega sistemul. Depus pe cutii SML XL și pe scociu de pe alea scris exact modelul, mărimea și unisex sau de damă. Atunci eu când mă uit pe scociu ăla văd câteva, era zic cifre, câteva litere și știu exact ce-i dau la om. Și aia te ajută super mult. Pare organizat și confuz în același timp. Este! Este exact așa. Păi, de exemplu, tricoul ăsta. Da. Cu ce e? Cu... Pe eticheta aia mie o să-mi scrie B, CO și triplu XL sau cât ai pe tine. Să suși pula unul la mână. Băi, fă-mi rău. E CO de la conservă, că e o conservă pe tine. Ah. Foarte neinspirat. Pe asta am zis, că e organizat, dar confuz în același timp. Îți dai și challenge în timp ce organizezi mărciul. Să nu te plictisești. Deci, cum ziceam, și am făcut chestia asta, dar cu mult mai puțin mărci. Și cum te organizai? Că erau foarte puține chestii. Erau două tricouri. Da, și niște cărți de la mine și depozit. Eu încă nu am aia. Să da, eu. Mulțumesc. Ce? Playlist. Nu știu că mai sunt. S-o da, eu. Ce, cât ai cumpărat? Una. Eram fer convins că ai vreau numai să o citesc. 20 de cărți. Nu, man. N-aveam bani atunci. Nici semnată. Îți dau la schimb o carte de-a lui fratele Lupetean. Ce a scris? Cine e fratele Lupetean? Ca să înțelegeți, frate. Dan Petean este chitarist în Dirty Shirt. Mihai Petean, au avut ei o trupă când eram în liceu, Band for Rent. Era, deja numele nu-mi place de erau la... frații Petean, da? Cred că ți-a mai și pus. Frații Petean. Care zvâr cu frații Petreu? Și un milion de tobari, că s-au tot schimbat. Așa. Ultima oară a fost Iulia Cociș, care a fost și cu Front și cu... Prădă-o, trupele alea ce-ți plac ție. Am avut o glumă, dar m-am obținut. Așa. Fii serios, Bacea, că se uită și mama lui Paul la și noi. Da, Mihai a scris, l-am dat o... Despre ce-i cartea aia? Despre frate-so. Despre frate-so. Nici știu ce să zic. Dan Petean, cel mai sexy chitarist. Eseu filozofic și critică socială. Uite cap. Mamă. Nu știu dacă vreau. Eu îți dau cadou cartea aia lui Mihnea. Că nu 10 vreau. Milioane. Nu, că tot dau cadou, că am citit-o și nu mi-a plăcut. Bă, nimica bună ai zis. Toată... Nimic nu-ți place. Ziua. Ba, îmi place. S-a plăcut tricoul ăla de 65 de euro de la Inflames. Ăla mi-a plăcut. Plus că am și tricou de, cum îi zice, de, nu de founding member, cum îi zice la aia de la Dirty Shirt. De bă, om care a dat bani la dubă. Eu n-am de ăla. N-anunțăm... Păi am anunțat la început, dar putem să anunțăm evenimentul. Ați mai zis? Hei Cluj! Încep așa ca la radio. Hei Cluj! Hey, Cluj-Napoca! Nu-ți vine să crezi! Foarte potrivit a fost. Hei Cluj! Pe 12... No. Și 13... Aprilie, la Zazen, o să fie Dirty Fest Dirty Shirt Festival. Wow, ești nebun? Mamă, n-am mai auzit de Dirty Fest din 2014. Unde o să fim moderatori noi? Moderatori? Nu știu cum îi zic. Administratori? O să fiți staroste. O să vorbim pe scenă. O să iasă să prezint toate formațiile care nu îmi plac. Și ce formație o să vină? Karma is a bitch. Cargo?
Nu, luna amară. Hai de pula mea, stai că știu. Și mai cine? Implant pentru refuz. Implant pentru refuz. Wow, de-abia aștept să prezinți tu implant pentru refuz. Dirty shirt. Wow. Și m-am uitat ieri pe stream la celelalte trupe. Nu, zi-mi un pic cum le zic. Fitonia. Fitonia. Ilinca Engage Odilo. Și Scoreband. Și mai este încă ceva, cum, nu? Cum, fanii noștri de la Scoreband mi-ai făcut un... Cred, confunzi. Eu glumesc tot timpul, man, când vorbesc cu de formație. Păi nu mai tot zic chestia asta, că ți-am zis că nu se prinde nimeni și nu mai mânca geleuri, grasule, că dacă-s vegane, ești tot gras. Nu știu ce am vrut să zic. Eu când vorbesc cu despre formații, să știți că eu glumesc. Și dacă nu-mi plac, până la urmă, I'm nobody, așa că... Da, eu tot vă zic chestia asta, dar nu știu de ce părerea lui Bacea contează. E ca și cum l-ai asculta pe Boc. Iohannis despre politică. Pe mine despre orice. Da. Ciui despre comedie. Mamă, trebuia să-i făcut un borcan din ăla cu de fiecare dată când menționez pe să ciui. Facem de ciui jar. De ciui jar. În loc de swear jar, ciui jar. Pentru tine, dar cred că sună ceva, plătim chiria pe 6 luni din bani. 10 milioane. De ciui, 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 ciui. Ciui jar sună ceva ce ar veni din Japonia. Japonia! Ciui sună ca managerul lui Rava. Ai glume cu Rava astăzi? Am foarte multe glume cu Rava. De ce? Da, ce ți-au făcut copilul ăla? Nu știu, nu-mi place cum cântă. Cum cântă? Dar nici lui nu cred că-i place. Cum mormăie. Spune că ești bătrân fără să-mi spui că ești bătrân. Nu-mi place cum cântă trapperul. Dar n-am zis în sensul ăla. Nu-mi place mie personal. Sunt trapper care îmi plac. Dar nu cântă. Păi mormăie. E trist acolo. Păi e trist. Nu pot să cânt despre oaică, îți iubesc femeia într-un mod consensual. Și... Și tu zici, man, wake the fuck up. Da, așa este. Așa e. Hands, oare vin la Dirty Shirt Fest? No. Nu. Fitonia este o formație foarte interesantă, am ascultat-o. Gagio... De unde este formația? Din Cluj. Nu, e nouă, n-am auzit. Ilinca și Gagio Dilo cântă ceva chestii folclorice. E interesant. Ce știți? Dar cu loc? Tanti a fost și la Eurovision și a cântat piesa cu Yodeling, care e urmă. Nu știu. Scoreband, o formație de cover-uri, din câte știu. Și atât, nu atât, mai era altceva. Păi cât două zile de festival. Zile. Da, și trei trupe pe... Trei trupe pe zi. Deci 12-13 aprilie, că pe urmă, pe 14 aprilie o să fie concert de t-shirt, dar numai... Așa, între... Și noi restul, muritorii de rând? Ai dat bani la dubă? N-ai dat bani la dubă. Nici eu n-am dat bani la dubă. Da, dar tu vinzi tricouri. Da, eu vând tricouri. Dar pe nu pot să vând și eu ceva. Rezolvă. Vrei să-i zic lui Zita să nu vină să te bată în... Da, să stea acasă. 10 milioane. La ce formație ai vinde mărci, dacă ai putea? La cine aș vrea așa eu? Top. Așa să lucrez cu top ei of the world. În mod normal. Da, da, da. Cu Dirty Shirt, că știu că se uită. Nu se uită nimeni, nu se uită nimeni la noi din Dirty Shirt. Fetele. Bă. Ai zis bă. Nu că mă gândesc acum. Dacă se uită sau nu? Nu, dacă cu cine aș vrea să lucrez. Dimu Borgir. Nu, n-aș vrea cu... N-aș Loredana. Nu, Loredana n-are mărci. Ea este un mărci. Ce pula mea. Bă, probabil cu Lepros. Mi-ar place să lucrez. E o formație din Franța, Isa? Din Norvegia. Ah. Ai făcut o glumă? Sau ce nu, că nu știu formația. Nu știi Lepros. Nu. Minți. Îi spune Lepros, dar nu. Scuză-mă pe mine, așa. Îmi pare scuze. Probabil cu cam toate trupele din Grecia de stoner. Gen Village of Ionina City, 1000 Mods, Naxatras. Naxatras sau... Nightstalker. Nightstalker, da. Nightstalker nu-mi place loc. Mother of Millions. Nu-s fan. Aia-s fan. E-s bun, așa, dar... Îi place Lepros, dar nu-i place Mother of Millions. Not efectiv, n-are sens discuția. Și n-are sens nicio discuție de-a noastră. Mă enervează că nu țintești așa sus. Ești ca și Toderici. Nu vreau să lucrez cu Metallica, nu. A, păi, dar cine, cine ar vrea să lucreze cu Metallica? Nici Metallica nu vrea să lucreze cu Metallica. Toți obosiții ăia când cântă aceleași piese.
cum au vrut ei să mă convingă. Cine, Metallica? Metallica. Când a fost Metallica în București în 2019, s-o dat la tine. S-o dat la mine, m-a atins Lars. Arată pe sticla asta unde ce-o atins, nu e o sticlă. Sticlă, nu e o sticlă. E așa traumatizat că nu mai știe sticla de doză. Da, nu știu, a fost, m-a abordat cineva că dacă nu vreau să vin să lucrez la eveniment, pe montat, demontat pe scenă. Așa. Și am dat, ok, cât? 50 de lei pe zi, 7 ore pe zi. Ce n-ai? 50 de lei pe zi? Și o pizza de la tanti. Ok, stai liniștit, că mă duc în oraș. De banii adorm. Și a fost amuzant că eu stăteam foarte aproape de Arena Națională atunci, așa am auzit și Ghost și Metallica de pe balcon. Uai, și-o pus și Ghost și Metallica bani. Și le-o ieși 50 de lei. Dar cred că Ghost-o pus numai 3 lei. Ghost-o pus 10. Și 40 o pus Metallica. Și o cafea. O pizza. Un topping. Deci nu vrei cu formațiile astea mari. Uite, bă, nu știu dacă aș vrea neapărat cu formațiile astea mari. M-am gândit așa, de exemplu, așteptam bănică junior la arene când cântă de Crăciun, aceleași concerte obosite. Ai vinde tricouri la babe. Bă, cred că mai degrabă ajungi de batice. Batice, icone, cu icone, Ștefan Bănică. Da, ar fi pont. La Fuego. Și la Fuego. Lejer. Ar fi... Eu mi-aș lua mărci, adică, dacă ar avea la Fuego. Să fie felicitare neagră, să deschide, care are și aripile, știi? Să-și o pun așa deasupra. Bă, nu mai zi de astea că le dai idei. Vindele aceste idei. Facem noi mărci cu ei. Exact. De ce nu facem noi mărci? Păi gândește că atunci am când a fost... Amostare și bănică pe față. Când a fost Catatonia la Crunen. Solistă cu victimele lui. A violențe domenice al lui Ștefan Bănică Junior. Nu-ți mai bate vestele în pula mea. Allegedly. Când a fost Catatonia la Brașov, la Crunen, tot așa m-au chemat să stau la mărci. Bă, și ajung acolo. Și era o cutie de carton pe masă la un show sold out de 1000 de oameni. Și? În care erau 84 de tricouri. Mi-ți au făcut treaba ușoară. Din care 22 erau mărimi de damă, restul erau unisex. Și am unde e restul? Care e restul? Păi și nu te-ai bucurat că ai luat bani și n-ai făcut nimic. Îți dai că am făcut 100 de euro stând degeaba, dar... Și îți dai seama că mă uitam, lângă mine erau băieții de la... Nu de la The Ocean. Care să moară un perete întreg de mărci. Bă, mă uitam și eu, nu știu ce să-mi iau. E Catatonia, dejecție. Un nume absolut oribil de formație. Da, și nici nu știu de ce mai ascultă ceva Catatonia, dar nu. Nicio. Oribil. Foarte rău. Paul, care ar fi formația ta preferată la care ai băga să fii orice roadie, mărci? Ceva trupe din Japonia. Japonia! Idol sau... Cred că ar fi fain. Massive Attack, cred că ar fi mișto. Ceva. Deci pe trip-hop reală. Nu neapărat. Cu Rava. Nu știu ce mărci ar avea Rava în afară de tricouri. Și le-ați mărim pentru copii. Chiloți. Am avut chiloți cu Dirty. Încă-i porți? După ce ești pe la nu? Erau dârti. Mulțumesc, micuță, că m-ai învățat această misterie. Am și scuipat-o pe aici. Ce vorbeam? Absolut mize. De tot stream te gândeam. Ce mărci ar avea Rava? Nu cu chiloții tăi dirty shirt. Mi se pare un căcat să vinzi chiloți. Am avut 50 de bucăți, s-au dus în două concerte. Dragoș, ești entuziasmat de ceva concerte sau... Tot ce înseamnă Rockstad Extreme Fest. Bun. Lucră acolo. Sâmbăta de la Armania, la Korn și la Spirit Box. Mhm. Mm-hmm. La Electric, vreau Massive Attack și Queens of the Stone Age. Da. Și noi doi în pula mea. Da. Ce noi doi? Să mie să ne vadă. Da. Și voi doi să vină să vă vadă. Nu o să fie treaz nici la tine, nici la mine. Evident că nu o să fiu treaz nici la tine. O să... Nici nu se uită la ceas. Tu la ce oră pui muzică? La 3. E ok. La 3 la... Dacă mă trezesc la 2, e ok. Da. Depinde unde dormi. Depinde unde dormi. Să nu dormi iară la OMO.
Plus că o să se mute scenele anul ăsta la electric. Și ce-i? Iar se mută scenele. Poate adorme mai aproape de aia unde băgăm noi. Da, radio stage-ul o să fie unde e hangarul. E hangarul și hangarul se mută unde era trap-ul. Da, se face totul mai mare, mai mare, mai mare. Make sense, adică... Plus că era super nașpa amplasarea de la radio stage, la acolo radio, să da, stea toți în cură și mâncau de la Lidl. O să fie o vară cu, până și Tifo a anunțat astăzi că își măresc festivalul cu o zi în plus. Man. Să fie o vară lungă. Mie mi-e frică de Rockstar, sincer. Mie mi-e foarte frică de Rockstar. Dacă cei în... 6 zile, fane! Dacă în 3 zile... ne-am pierdut ficații și mințile. Da, nu șase... se beau, men. Nu bem, nu bem, electricul. Nu bem. De ce facem? Ne înțelegem. Ne înțelegem. Cu ceiuțul. Că o să fim și cu podcastul. O să fim cu podcastul la în festival. Da, da. Te gândește că e electricul, următorul weekend e Armania și după aia Armania se termină duminică, marți începe Rockstar. Rău. Au genunchii. Rău. Eu numai acum am realizat că se termină Armania și începe Rockstar. Mm-hmm. Nici timp să-mi schimb chiloții în anul. Păi și eu sâmbătă noapte mă duc direct la Brașov și după aia... Că tot am vorbit de mărci. Duminică dimineață la Râșnov. Acum, dar nu mai am 12 ani. Adică... Ai 12 ani când te-ai lăsat young, de băut. The body is old. Vara trecut am făcut exact lucrul ăsta. Da? Veneam cu mai bagajele... Le băgam în mașina de spălat, luam altele, dormeam o zi, plecam la următorul festival. Da, da. Nu știu dacă mai duc, că deja încep să... Îmi place cum stăm așa și păi mai duceți-vă la alergat. Suntem șocat în pula mea. Noi, în loc să ne bucurăm... Aducem toate bicicletele aici și facem tură de mărăști. Ture de mărăști. Noi, în loc să ne bucurăm că avem oportunitățile astea, fie și acum la vârsta a treia... A treia? Chiar, noi murim la 60 de ani, Paul, sper că okay. La noi deja e... 60 de ani. Cam mult. 44. La fel ca tata. Tu sun. O să tac acum. Ce prost. Da, eu mă bucur că se întâmplă toate festurile astea, dar nu mai pot. Așa, aș vrea să mă duc și la Summerwell după ce gata Rockstar, duc că e bine Grandson. Mapula, nu. Eu aș vinde mărci la Sava Negreanu Brudașcu. Da, întreba nimeni. Ca să concluzionăm. La Sava Negreanu Brudașcu. Nu știu dacă mai trăiește. Nu știu. Cine te-a întrebat? Păi v-am întrebat pe tot și am concluzionat eu. Pe această notă veselă. Îți mulțumim, Dragoș, că ai eu fost alături de noi. Eu vă mulțumesc în viața mea. Mulțumim că ne dai bani pe Patreon și asta ne-a obligat să te chemăm în podcast. Mulțumesc că mi-ai dat cățel. Mulțumesc că ai grijă de nepotul meu. Cu coadă și urechi. De ce ai ungur? Vezi că a fost zua lui, mă, și a lui Fita. Așa da. Este. Acu câtiazele. E foarte dubios că câinele meu, care e frate cu oieci, e fică mea și câinele lui Șuteu e nepotul meu. Da, așa este. E foarte dubios. Sunteți o familie de rednecks. Așa este. Slur, nu mai folosi acel cuvânt. Cum să fie slur, rednecks? Este. Crimson. Crimson back of the head. Skin of the dick. Atunci olteni. Ce am zis? Olteni. Tu sun? Nu, nu. Mircea, te iubim. Mai trebuie să faci podcastul ăsta. Păi, probabil te dau și pe tine afară. Te rog. După ce îmi dai banii. Mulțumim că m-ați uitat și la episodul ăsta. Mulțumim, Dragoș, că ne dai aia 50 de lei pe Patreon. Ești minunat, te iubesc de, eu te iubesc de multă vreme. Încetați. Și pe tine te iubim. Ești și, să știi că până o vreme am fost șogori. Da? Am fost șogori cu un număr mare, știi? Dar am descoperit pentru că... Pentru că Clujul e mic și... No. Da, am descoperit că Patrick o depășit. Da? Da, te-o luat. N-o să-mi bat. Deci, și acum el dacă... e șogor cu și mic și Patrick e șogor cu și șmecher cu doi ghiși, mă. Deci, dacă vrei să... Nu pot să zic asta, am răzut. Mulțumim că v-ați uitat la acest episod. Like, share, subscribe, tot ce trebuie. O să mor singur!
Nu pot să-l contrazic aici. Dacă sunt femei care vor să mă iubească. Au. Ce au? Un statuat proaspăt pe mine. Azi, iartă-mă. Așa. Taci. Da. Mulțumim că v-ați atras acest episod din Amostare. Aveți grijă de voi. Like, share, subscribe. Ne vedem data viitoare. Multă moi la roacări. Băi, n-ai zis... Japonia! Japonia!